Există oameni în societatea noastră, oameni pasionați de ceea ce fac? Oameni de vocație? Cred că puțin. Cred că da. Spune-ne și nouă ce crezi că înseamnă un om pasionat de ceea ce face. Un om pasionat de ceea ce face înseamnă, în primul rând, pasiunea în sine și ambiția, care depășește orice măsură. Să implice dragoste într-un lucru în care crede, în care realizează el poate și în care implică mai mult decât orice în lumea asta. Evanghelilor duminicale de la Sfântul Evanghelist Luca. Prima Evanghelie
Evanghelie. În duminica aceasta 18-a de la Evanghelistul Luca, în capitolul 5, ne descrie o minune pe care Hristos a săvârșit acolo, pe țărmul Mării Galilei. Anume, minunea se intitulează Pescuirea Minunată. Și în ce a constat această minune? El, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat, care vine în lume ca să transmită voia Tatălui Ceresc, să facă cunoscută voia lui Dumnezeu întregului neam omenesc. A început evanghelizarea sau propovăduirea vestirii celei bune. Chiar cuvântul Evanghelie, așa se tălmăcește din limba greacă. Vestea cea bună. Deci până la Fiul lui Dumnezeu întrupat, la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, neamul omenesc nu avusese un astfel de mesaj, o astfel de vestire. Ca atare. Oamenii și sufletele acestora erau copleșite de bucurie cât îl ascultau pe Hristos. Să știți că sunt oameni de care ni-i drag să ascultă, pe care ni-i drag să îi ascultă. Vorbesc frumos. Că sunt părinți, că sunt profesori, că sunt oameni pe stradă, străini, cu care n-am avut niciodată de-a face. Ne sunt dragi că știu să vorbească. Și vorba lor, cuvântul lor, ne mântuie sufletul. De aceea am și avut în biserica noastră un anume Ioan Gură de Aur. Tocmai datorită acestui cuvânt frumos, dulce, blând, pe care sufletul omenesc l-a sesizat și așa a rămas și va rămâne în veci pomenirea lui ca Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar ce gură o fi avut Hristos în mesajul de vestire a Evangheliei sale? Un cuvânt cu putere. Întotdeauna, mai ales la slujbele arhierești, când sunt și diaconul cerului de la episcopul care binecuvintează toată adunarea liturgică, binecuvântarea să citească Evanghelia, să-l vestească pe evanghelistul și apostolul cutare, care este de rând la citirea Evangheliei, însă episcopul îi răspunde să-ți dea Dumnezeu ție prin această binecuvântare cuvânt cu putere multă să poți vesti. Însă Mântuitorul Iisus Hristos, El însuși din cuvântul lui Dumnezeu avea toată puterea aceasta în mod de sânge. Asta au simțit oamenii. Și ne spune Evanghelistul Luca la începutul Evangheliei de astăzi că la un moment dat îl îmbulzeau pe Hristos acolo pe malul Mării Tiberiade. Îl îmbulzeau. Și Hristos se retrage. Erau niște corăbii sosite după o noapte întreagă de pescuire, fără să prindă nimic pescarii aceștia. I-au rugat să lase să se urce într-o corabie și face Hristos din această corabie ambon de predică. Și începe să propovăduiască și mulțimea îmbulzându-l, era cu sufletul foarte receptiv această mulțime la tot ceea ce spune Hristos. Nu ni se mai întâmplă în biserică. Să ne mai fugă gândul. Să mai uităm de ce a venit câteodată la biserică. Și iarăși mintea, parcă Harul lui Dumnezeu așa ne sensibilizează coarda sufletului, care iarăși revenim la mesajul lui Hristos și la sfânta și dumnezeiasca sa slujba liturghiei. Însă acolo nu se petrece așa ceva. Pe lacul Galilei, lumea era cu sufletul alături de mesajul lui Hristos. Corabia aceasta din care el își făcuse avon, era a lui Petru și a lui Andrei pescar de meserie. După ce și-a încheiat cuvântul Mântuitorul, i-a îndemnat să arunce acești pescari mrejile ca să pescuiască și a zis, Doamne, toată noaptea ne-am trudit, ne-am chinuit și n-am prins nimic, dar la cuvântul Tău o face așa. Și-au aruncat mrejile și nu mai puteam să le tragă de mulțimea peștilor. Ba chiar au apelat și la celelalte perechi de frați,
Iacob și Ioan, și ei pescari de meserie, să îi ajute să-i strângă pe toți peștii și să-i pună în corăbile lor astfel încât erau gata să se scufunde aceste corăbile. Minunea a fost întărită, confirmată. În urma propovăduirii pe care Hristos o făcuse, să știți că nu există cuvânt al lui Dumnezeu neîntărit de o minune. Predica Mântuitorului fără o minune imediată era o filosofie goală, abstractă. Era o învățătură pur lumească, ca să arate mulțimii că nu vine de la om, ci de la Dumnezeu această învățătură. Imediat după propovăduirea făcută, Hristos, nu numai în Evanghelia noastră, ci foarte multe situații, imediat se vășa și un predica într-o casă, în Capernaum, imediat după propovăduire i-au adus prin coperișul casă, în slăbănoc și la plecat. Propovăduia astăzi, în Evanghelia de astăzi, pe malul Galilei, Mării Galilei, imediat a săvârșit o minune să creadă acești pescari. Să creadă în minunea lui Dumnezeu cuvântul pe care și ei l-au auzit, rostit, chiar din corabia. S-au minunat. Și Hristos, văzându-le mirarea, le-a adresat o invitație frumoasă. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Petru a spus, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Și-a dat seama că după o noapte întreabă de pescuit și n-au prins nimic, minunea se întâmpla în fața lui și s-a simțit cu sufletul de păcate că nu merge Doamne acesta. Și Hristos totuși îi cheamă, veniți după mine să vă fac pescar de oameni. Evanghelia de astăzi are un profund caracter misional. Ne arată un adevăr clar că biserica este un trup dinamic care crește și se dezvoltă permanent. Lucrarea misionară a bisericii, nu numai ca preoți, dar și dumneavoastră, ca creștini, nu trebuie să o neglijați. Hristos le spunea ucenicilor și mulțimilor care îl urmau, lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre, să-L preaslăvească din cer, pe Tatăl din cer. Nu putem să fim egoiști. Tot harul și toată darea bună și desăvârșită care coboară aici în biserică s-o ține numai pentru noi. Când preotul rostește îndemnul cu pace să ieșim fiecare dintre noi, ieșim în lume, dincolo de pragul bisericii, este terenul misional, terra missionis pentru fiecare dintre noi. Nu putem fi pasivi. Trebuie să-i aducem ca prin viața noastră, prin faptele noastre, prin credința noastră, să-i aducem și pe ceilalți care astăzi n-au fost la biserică, n-au fost de zile, de luni, de ani de zile n-au trecut pragul Sfintei Biserici să asculte dumnezeiasca liturghie, să se împărtășească de Sfintele Tatăl. Suntem datori să-i chemăm și pe ei în această corabie a lui Hristos, care este Biserica lui cea Sfântă. Așa este biserica, crește. Gândiți-vă că Mântuitorul Hristos, Iisus Hristos, prin Evanghelia de astăzi, îi cheamă și îi face ucenici pe niște pescari. De la un grup de 12 sau 70 grupuri mai extins sau ucenicilor Domnului, lumea întreagă a fost convertită de la o viață materialică și stricăcioasă la o viață duhovnicească. Și-au creștinat lumea aceasta. O mână de oameni au avut această putere. Această putere misionară care dinamizează și crește, dezvoltă biserica prin lucrarea Duhului Sfânt. La această lucrare misionară suntem chemați fiecare dintre noi. Preoți și credincioși deopotrivă. Să vină omul
din societatea secularizată, să lase păcatul fără de lege și să calce pe urmele Evangheliei lui Hristos a propovăduirii Dumnezeu. Să treacă de la firesc la duhovnicesc, de la nestricăciune la viața veșnică, la stricăciune la viața cea veșnică, să se schimbe. Aici este lucrarea importantă a bisericii, lucrarea misională. Convertirea omului. Sfântul Apostol Pavel, în capitolul 2 din prima epistolă către Corinteni, în versetele 14 și 15, arată că, din păcate, lumea este împărțită în două. Oamenii care cred în Dumnezeu și care nu cred în Dumnezeu. Oamenii duhovnicești, ei cred în Dumnezeu. Oamenii firești, care trăiesc după chipul lumii și după materialitatea și coruptibilitatea lumii acesteia, sunt oameni ai firii. Sunt oameni ai materiei, ai firești. Și spune așa sunt Apostol Pavel, că omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu. E greu să spui unui om, este viață veșnică, este înviere, un om firesc. Nu cred. Nu înțelege cele ale Duhului lui Dumnezeu, spune Pavel, căci pentru ele sunt nebunie. Și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. În schimb, spune Sfântul Apostol Pavel în versetul 15, omul duhovnicesc toate le judecă, pe ele să nu judecă nimeni, căci el a cunoscut gândul lui Dumnezeu. Asta este lucrarea misionară. Oamenii duhovnicești, care ne străduim să fim în biserică, unde capul este Hristos, dar Duhul este sufletul bisericii, care ne sfințește, ne înduhovnicește. La rândul nostru să fim datori să înduhovnicem, să-i chemăm și pe cei care nu sunt aici în trupul lui Hristos, în corabia propovăduirii Sfintei Evangheliei. Să-i aducem din afară și să-i facem și pe ei creștini, adică pescari de oameni. Este Evanghelia vocației misionare prin excelență. Vocație în limba română vine cu acest cuvânt din limba latină, vocare, a chema. Să știți că în ziua de astăzi constatăm cu întristare că nu mai avem oameni de vocație. Începând de la candidații pentru hirotărie, pentru slujirea dumnezeiască și sfântă. Și până la vocațiile sociale, lumești sau familiale. Parcă tinerii își găsesc greu soț și soție, pentru că le este teamă. Nu mai există vocație familială. Să temem o familie după voia lui Hristos. Sub aspect social și profesional. Greu mai găsim un medic de vocație, un medic bun, un profesor de vocație. Greu găsim astfel de oameni. De ce? Vocația vine de la Dumnezeu, să știți. Și să nu înțelegem strict vocația slujirii lui sau preoția. Că aceasta se răsfrânge și asupra întregii lumi și fiecare om, simțind chemarea pentru care Dumnezeu l-a lăsat să slujească în lume, răspunzând acestei chemări și acestei slujiri, va fi ceea ce spune românul, omul potrivit la locul potrivit. Numai așa va merge bine lumea aceasta și țara aceasta, să știți. Atât timp cât agricultorul știe și place să facă agricultură cu toată dragostea și cu toată dăruirea. Când profesorul știe pentru ce s-a făcut profesor și iubește elevii, când părinții apoi își iubesc copiii și soții între ei, simțim vocația familială, vom avea și familii bune și pace în casele noastre. Iată de ce. Când spune Hristos ucenicilor să veniți să vă fac pescari de oameni, ne adresează tuturor această chemare, această vocație, fiți împlinitori a rostului pentru care Dumnezeu m-a lăsat pe pământ. Și această responsabilitate să o împliniți cu toată dragostea și cu tot sufletul vostru. Atunci Evanghelia de astăzi
va plină, atunci și noi putem deveni lumină, încât să luminăm întregii lumi, iar lumea, văzând viața noastră curată, alături de Hristos și de cele sfinte, să poată da slavă Tatălui nostru, care este în cer. Îndrăznește Hristos să adreseze cuvinte directe unor pescari. I-a învățat prin minunea aceasta, prin vestirea minunată, i-a învățat să pescuiască, să știți. Ei care de o viață erau pescari, s-a dovedit că nu știau întru totul tainele lui Dumnezeu. Și se bazau exclusiv pe tainele lumii care uneori duc la eșecuri. N-am prins toată noaptea nimic, deși sunt de carieră. Sunt de carieră. Pescat o viață întreagă. Petru era cel mai vârstnic dintre toți ucenicii. Și am avut un eșec. Pentru că m-am bazat exclusiv pe puterile fiilor mele ale lumii acesteia create și am uitat de cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce. Ori de cât de buni am fi noi la ceea ce ne pricepe să faci. E nevoie și de o picătură de har dumnezeiesc ca să desăvârșească lucrarea și responsabilitatea prezenței noastre în lume. Fără această picătură dumnezeiască, să știți că totul devine searbă și dispare. Facă agricultorul țăranul lucră de ceapă, facă lumea și economia nu merge bine, pentru că au uitat de Dumnezeu. Toată, inteligența și priceperea lor. Interesantă este, vă spuneam, Evanghelia de astăzi, misionară prin conținut. Interesantă este o istorioară a unui convertit, ajuns mitropolit ortodox. El se numea Augustin Calidiotis. Nu era ortodox, s-a convertit la ortodoxie. Și-a înțeles și el taina misionară și ce înseamnă ca la lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu să picure așa ca un har și o dulceață dumnezeiască asupra eforturilor noastre umane, fără de care cădem din eșec, dintr-un eșec în alt eșec, spre disperarea noastră și a celor din jurul nostru. Spunea acest actual mitropolit, când eram predicator, străbăteam Evia, așa am ajuns într-un sat ridicat lângă mare. Toți locuitorii erau pescari. Se plângeau că, deși munceau din greu și pescuiau cu unelte noi, zice noi performante, cu mreje care pescuiesc adânc în mare, rezultatul pescuitului lor științific nu era satisfăcător, spune mitropolitul. De multe ori se torceau cu mrejile goale. Ne spune mitropolitul că erau pescari cu părul alb, care a urmărit discuția și luă cuvântul și spusese: când eram copil, mergeam și noi cu cei mai mari ca să pescuim. Pescuiam cu acele unelte vechi ale meșteșugului pescăresc și prindeam pești mulți. Și toți ne minuneam, dar aveam binecuvântarea lui Hristos. Pentru că noi toți, mici și mari, intrând în bărci, ne făceam cu multă umilință cruce și niciunul nu înjura. Niciunul nu vorbea rușinos, niciunul nu făcea neorânduieli lupt sau lucruri urâte, pe când acum, nu numai pe uscat, ci și pe mare și pe bărci, se jură și facem la fel de multe uriciuni. Nu avem, a spus bătrânul cu părul alb, binecuvântarea au primit-o ucenici prin minunea săvârșită de astăzi. Cu ce gând ori fi de fașii la pescuit, Dumnezeu știe. Au pescuit noaptea și n-au prins nimic. Hristos îi îndeamnă, mânați la adânc, dați consistență spirituală sau duhnicească vieții voastre. Nu fiți superficial, nu fiți oameni de suprafață, nu fiți creștini de suprafață.
nu fiți formaliști. Băgați plugul credinței la fund, mreaja harului, să știți că acolo sunt pești mari, la fund. La suprafață sunt cei mici, fără nicio șansă de a fi mici. Mesajul este clar. Apropiați-vă de Dumnezeu. Cu seriozitate. Cu o adâncime duhovnicească care depășește fazonul a ceea ce se vede. Că Dumnezeu acolo ne îndeamnă să aruncăm brejile noastre, ne susține și cu binecuvântarea Lui putem deveni consistenți în tot ceea ce face. Și în rugăciune și în viața noastră de credință, dar și sub aspectul familiei, sub aspect profesional, și atunci lumea aceasta își va schimba fața alta. Noi, creștinii, suntem chemași, avem această datorie, această vocație misionară să schimbăm fața Domnului. Numai prin noi și cu noi lumea va fi alta, să știți. Dacă ne vor conduce oameni cu credință și țara va avea o altă valoare. Dacă ne învață oameni și profesori buni, vom fi mai educați. Dacă vom avea medici buni, vom fi mai sănătoși. Dacă vom avea duhovnici buni în biserică cu frică de Dumnezeu și cu slujire sfântă, vom fi mai sfinți și ne vom bucura mai mult că trăim o viață alături de Hristos și de toți Sfinții Săi. Acesta este mesajul frumos, misionar, dar și dinamic în același timp pe care îl transmite Evanghelia de astăzi. La efortul nostru adăugăm chemarea lui Hristos și apoi harul și binecuvântarea Sa și vom avea o viață fericită și aici pe pământ, dar și acolo, în împărăția Lui, cea veșnică. Amin. Slavă Tatălui și Sfântului.